Bunăpești și bine ai venit la etalarea ta astrologică pentru vara astronomică din anul 2021. Menționez că această etalare este valabilă atât pentru cei din zodia Pești, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul peștilor. Vom extrage 12 cărți de tarot și vom analiza fiecare casă astrologică în parte. Deci vom vedea și zona banilor, zona iubirii, zona finanțelor, zona locului de muncă și așa mai departe. Și, dragii mei peștișori, hai să vedem, aveți Marea Preoteasă ca și energie generală și Soarele și Asul de Spade. Acum nu știu cum să vă spun, dragii mei peștișori, pentru unii poate fi vorba de un nou membru al familiei, da? Nu spun neapărat că rămâneți dumneavoastră însărcinați și mai departe, dar e posibil dacă vă doriți și dacă știți că se poate, da, e posibil, dacă știți că nu se poate și nici nu vă doriți, atunci e cineva, nu știu, o soră, o verișoară, cineva acolo din familie, da, auziți, e interesant, deci se mărește familia la voi, pentru unii, da, pentru alții discutăm de faptul că e posibil să luați o decizie foarte puternică care are legătură ori cu un copil, din viața, oricum un copil asta dacă aveți copii, pentru alții poate fi vorba de zona vizibilității, de zona aceasta a poziției voastre în societate. Văd de asemenea foarte multă intuiție din partea voastră, dragii mei peștișori. E o vară în care aflați multe secrete, e o vară în care tind să cred că vă gândiți foarte mult la voi și e o vară în care pentru unii pești e posibil să cunoașteți o persoană nouă sau să vă intre o persoană nouă în viață. E o persoană foarte intuitivă, e o persoană care se află într-o poziție foarte, foarte sus de putere, e o persoană foarte cunoscută, da? În acest sens. Hai să vedem, dragii mei peștișori, exact despre ce e vorba aici. Bun, prima casă. Prima casă astrologică se ocupă cu influențele voastre personale, cu personalitatea voastră, cu interesele pe care le aveți. 8 de monede. În această vară eu tind să cred că vreți foarte mult ori să reparați ceva, să schimbați ceva în viața voastră în casă, ori e o vară în care aveți foarte mult de lucru și e o vară în care încercați să vă ocupați de o situație anume. Încercați să vă ocupați de ceva care este foarte, foarte important pentru voi. E ca și cum tot luați lucrurile așa încet, dar sigur și încercați pe cât posibil să le stabilizați acolo. Și asta este bine. Dar v-am spus, pentru unii peștișori poate fi vorba că e o vară în care aveți foarte mult de lucru. Mergem mai departe pe casa a doua. Casa a doua se ocupă cu zona banilor, posesiunile personale. Și aici aveți un 10 de bâte. Tind să cred că zona aceasta a posesiunilor personale, zona banilor, da, este destul de intens aspectată aici la voi, în sensul că e posibil să aveți de făcut foarte, foarte multe activități, posibil să aveți extraordinar de mult de lucru din acest punct de vedere. De asemenea, posibil să aveți parte de un final aici, așa că ori să vreți să plecați de undeva, da, că e ca și cum poate stați bine din punct de vedere financiar, poate sunteți acolo unde v-ați dorit, însă e ca o povară pentru voi toată ideea aceasta de bani. E ca și cum nu mai puteți, nu mai suportați această poveste. Și atunci parcă vreți să schimbați ceva. V-am spus că lucrați aici la ceva, vă străduiți. Bineînțeles, pentru cei care vă căutați un loc de muncă, posibil chiar ideea aceasta financiară să vă împingă foarte, foarte mult în această vară de la spate. Dar pentru alții v-am spus, nu e vorba că aveți probleme pe zona financiară, pentru cei care știți că nu se poate să aveți, ci pur și simplu va fi o perioadă în care e ca și cum aveți o povară în spate. Sunt multe activități de făcut, poate, pentru acești bani. Casa a treia, pe casa a treia aveți doi de monede. Casa a treia se ocupă cu zona studiilor, zona fraților, cunoștințelor, modul vostru de exprimare și călătorii scurte. E posibil să studiați două lucruri în această vară, să vă învârtiți așa când în stânga, când în dreapta, de asemenea posibil să aveți parte de persoane mai tinere sau persoane mai joviale, mai copilăroase.
Ce mai văd aici este că e o vară în care sunteți foarte diplomați și e o vară în care reușiți pe cât posibil să înclinați acolo lucrurile, când în stânga, când în dreapta, în așa fel încât să vă fie vouă benefic. De asemenea, posibil să aveți de făcut mai multe călătorii scurte și să încercați să vă împărțiți și în stânga și în dreapta. E această idee de a jongla, de a echilibra lucrurile și, de asemenea, pentru unii dintre voi poate fi vorba de faptul că aveți de luat o decizie, dar momentan evitați. De asemenea, v-am spus, aveți un mod aparte de a fi diplomați în această vară, cu cunoștințele voastre, cu zona fraților și așa mai departe. Mergem mai departe pe casa a patra. Pe casa a patra aveți 3 de cupe, dragii mei peștișori, se anunță o nuntă în familie, o dezbatere, o petrecere, da, ceva anume. Casa a patra se ocupă cu familia și cu casa, locul în care trăim. Eu v-am zis la început că e posibil să vă intre un nou membru în familie, da, nu știu, ori un copil, ori se căsătorește cineva, ori auziți de o relație și așa mai departe. 3 de cupe în acest context, pe zona familiei cel puțin, spune despre faptul că e posibil să petreceți ceva în familie în această vară, de asemenea posibil să fie o activitate sau o activitate care să vă facă plăcere, să vă distreze, posibil să fie mai multe întâlniri, nu neapărat acum să se întâmple și un eveniment în acesta care să strângă familia la un loc. E o energie foarte, foarte bună aici cu acest 3 de cupe, iarăși pe zona casei, pe zona căminului, poate discutăm de faptul că reușiți să faceți ceva anume, parcă aveți așa o victorie, parcă la voi acasă se țin tot felul de întâlniri, tot felul de mici mari petreceri și asta este bine. Iarăși, ideea de trio, da? Ideea de trio, că tot e și acest 2 de monede aici, ce să fac? Da? Pe zona, poate fi vorba de un trio amoros, ori un trio care are legătură strictă cu voi, ori cineva din zona familiei, da? Nu-i neapărat să vă vizeze pe voi, dar eu aș simți aici mai degrabă că e vorba de o energie foarte, foarte, foarte bună. Pentru unii, bineînțeles, e valabilă și această idee cu trio. Mai departe, casa a cincea, wow, marele preot, dragii mei peștișori. Casa a cincea e cu iubirea, e cu relațiile sentimentale, e cu plăcerile, cu sexualitatea, cu copiii, cu creativitatea. Și tare tind să cred aici că sunteți mult mai onești, sunteți mult mai etici și morali când vine vorba de distracții. Poate aveți de-a face cu grupuri de oameni, pentru unii peștișori, pentru alții chiar discutăm de faptul că e o vară în care e posibil, v-am spus, să cunoașteți o persoană nouă, o persoană care se ocupă cu mase de oameni, o persoană foarte serioasă, aș spune eu, o persoană cu niște principii din acestea foarte, foarte bine înfipte în realitate. De asemenea, tind să cred că e ceva de destin în mod special pe zona aceasta a relațiilor, a copiilor, a sexualității. Poate chiar vă schimbați percepția, eu știu, și învățați lucruri noi, învățați niște lecții de viață foarte importante pe zona distracțiilor, deci poate vă schimbați ușor modul de a vă distra, poate vi se pare mai în regulă să vă întâlniți doar cu oameni și să renunțați la anumite activități pe care poate le-ați făcut până acum. Discutăm despre o maturizare a voastră din acest punct de vedere și e un personaj aici care vă ghidează, e un personaj care ori femeie, ori bărbat, n-are importanță, dar e un suflet pereche. E un suflet pereche, deci împărăteasa, marea preoteasă era la baza pachetului. E o conexiune foarte puternică aici. Și e pe casa dragostei, poate să fie de dragoste, dar acum știți cum e, că iubirea avem și față de copiii noștri și față de alte persoane. Deci pentru unii, da, poate fi vorba de un personaj din acesta. Poate e cineva care se ocupă cu ajutorarea oamenilor, cu ghidarea oamenilor. E un personaj aici foarte bine stabilit. Mai departe, casa a șasea. Pe casa a șasea aveți un cavaler de cupe. Casa a șasea se ocupă cu locul de muncă și cu zona sănătății. Pe zona locului de muncă e posibil să primiți o ofertă, să primiți o îndrumare, să primiți o veste de la drum sau ceva care are legătură cu drumul, dar e aici ceva nou care vine către voi, e matur, e bun, e frumos, e pe inima voastră, deci într-un domeniu care este foarte, foarte apropiat sufletului vostru.
tot acest cavaler de cupe, da, pe zona sănătății îmi spune că e posibil să găsiți o soluție la o problemă de sănătate. Asta dacă aveți probleme de sănătate și dacă știți că sunteți în căutare. Și posibil această soluție să vină ori de la un psihoterapeut, de la o persoană din aceasta foarte sensibilă, poate o persoană undeva până în 35-40 de ani, e un bărbat posibil sau o femeie, cineva care vă poate ajuta și vă poate ghida din acest punct de vedere. Interesant. Mergem mai departe pe casa a șaptea, da? 5 de monede. Casa a șaptea se ocupă cu zona căsniciei, parteneriate, zona dușmanilor care sunt pe față. Și aici aveți un 5 de monede. Dragii mei peștișori, eu tare tind să cred că vă simțiți bine în familie, în grupuri și așa mai departe, însă vă văd aici totuși că vă simțiți singuri, abandonați. E un sentiment așa de singurătate pe zona parteneriatelor. Posibil să nu vă simțiți împliniți într-o relație anume asta, dacă ești, sunteți căsătoriți sau aveți o relație stabilă cu cineva, atunci să știți că e o energie aici mai așa de singurătate, de abandon și de asemenea o foarte mare, un foarte mare accent care este pus pe zona spiritualității într-o relație din viața voastră, deci ori în relația cu partenerul, ori într-un parteneriat de afaceri. E foarte, foarte intens aspectat acest lucru aici. E ca și cum nu prea vă mai interesează chestiile acestea materiale și vă detașați ușor, sunteți mai spirituali și chiar mergeți, da, spre ideea aceasta de etică, de morală, de principii. Și asta este foarte, foarte bine. Casa 8-a. Valetul de cupe. Wow. Casa 8-a e casa morții și a renașterii, casa transformărilor profunde. E casa banilor proveniți din alte surse. Și aici aveți un valet de cupe, dragii mei peștișori. Poate o veste care vine către voi și care vă transformă lucrurile profund. Dar iarăși ideea de copil, nu știu ce faceți, dragii mei peștișori, v-am spus, nu neapărat la voi. Sau poate copilul vostru se căsătorește, copilul vostru se mută. Asta dacă aveți copii și dacă știți că se poate, da, acest lucru. Pentru că din zona aceasta vin transformările și sunt foarte, foarte benefice, aș spune eu. V-am spus că e și cu o mică mare sărbătoare aici, petrecere, nu știu despre ce e vorba. Posibil de asemenea pentru alții dintre voi, dacă nu aveți copii, posibil să, nu știu, să nască cineva sau să aflați de cineva care a rămas însărcinată, să aflați de un moștenitor, de ceva de genul acesta, care vă transformă profund lucrurile începând cu această vară. Și asta e bine. Pentru unii poate fi vorba de o invitație la vals pe care o primiți, de o invitație, de niște mesaje frumoase, de apreciere, poate de pe zona profesională, pentru că aici aveți totuși un cavaler de cupe. Și atunci posibil să vă bucure foarte mult, să vă ajute să vă transformați viața foarte, foarte mult. Mergem mai departe pe casa noua, unde aveți, wow, roata norocului, a doua arcană majoră, dragii mei peștișori. Pe casa noua aici e cu zona studiilor înalte, da, chiar pe marele preot. Interesant. Deci e cu studii înalte, cu călătorii îndepărtate, relația voastră cu străinătatea, cu spiritualitatea, filozofia voastră de viață și e o vară în care e posibil ca anumite lucruri din viața voastră care vizează niște studii foarte, foarte înalte să vă schimbe radical convingerile spirituale, să vă schimbe foarte mult filozofia voastră de viață și chiar relația aceasta cu străinătatea și cu zona internetului posibil să se schimbe nițel în viața voastră. Ori să vă schimbați radical percepțiile, să vă schimbați foarte mult tot ceea ce înseamnă idee de spiritualitate, idee de manifestare și în special a iubirii, pentru că v-am spus aici aveți un mare preot, cineva care vă ghidează, vă învață și poate vă ajută să vă apreciați mai mult, dragii mei peștișori, pentru că v-am spus, vă văd aici că sunteți foarte prinși. Acum posibil să și lucrați din acest punct de vedere, ori să lucrați spiritual, ori să lucrați foarte mult prin tot felul de tehnici spirituale, că sunt, slavă cerului, o grămadă. Deci prin anumite tehnici spirituale lucrați și vreți să vă îmbunătățiți și asta este foarte, foarte bine. Hai să vedem casa a 10-a, unde aveți magicianul, wow, dragii mei peștișori, a treia arcană majoră și e pe casa vizibilității publice totuși.
Casa Vizibilității Publice, Casa Șefilor, Casa Protectorilor, Casa Societății, Casa Carierei. Aici văd că sunteți așa ca un mic mare magician din umbră care învârte tot pe zona carierei sau cel puțin așa vă văd ceilalți, cel puțin impresia asta o lăsați voi în societate în această vară. Parcă reușiți să faceți acolo lucrurile în așa fel încât să vă iasă vouă bine. De asemenea, iarăși e intensă această idee de magie, de spiritualitate la voi și e ca și cum sunteți într-o perioadă în care învățați să vă apreciați și conștientizați cu adevărat tot ceea ce aveți voi pentru a merge mai departe, pentru a urca într-o ierarhie socială, în cariera voastră. Sau la modul general vorbind, tot ce ține de vizibilitatea voastră în fața celorlalți. Și asta este foarte, foarte bine. E adevărat, aveți nevoie de un semn divin, dar aveți slavă cerului și de pe zona aceasta a copiilor, a iubirii și de pe zona spiritualității. Deci aveți zone de unde să vă vină semne divine. Posibil chiar să și lucrați energetic, da? Pentru ceva legat de cariera voastră sau de urcarea voastră într-o ierarhie socială. Mergem mai departe, casa 11-a, wow, împărăteasa a patra arcană majoră, dragii mei. Casa 11-a e cu prietenii, cu speranțe, dorințe, vise, asociații, companii. Iar, da, e împărăteasa, e o femeie însărcinată, nu știu ce se întâmplă, dragii mei peștișori. Poate fi vorba de un proiect, da, sau ceva ce e la început, dar v-am spus neapărat voi. Păi, posibil să vă hotărâți și voi între timp, da? Să apară acest mare preot în viața voastră, să vă cam schimbe nițel percepția. Dar pentru unii poate fi vorba, v-am spus, de un proiect, da? Nu-i neapărat cu copiii. Aici văd că aveți o persoană, aveți o femeie în special, deci dacă sunteți bărbat, aveți o femeie în cercul de prieteni, blândă, iubitoare, o femeie care ori este însărcinată, ori aflați că rămâne însărcinată, ori are un proiect pe care îl crește, da? Posibil și e mai în secret. E o femeie așezată, o femeie blândă, iubitoare, o femeie foarte rodnică, o femeie foarte stabilă din punct de vedere financiar și e ca o mamă așa protectoare, iubitoare. Bineînțeles, dacă sunteți femeie, e vorba de voi și e vorba că pur și simplu prietenii voștri vă văd așa, pur și simplu ceilalți vin și vă cer sfaturi, vă ajută. De asemenea, văd o dorință fantastică a voastră de a începe un proiect sau de a duce la final un proiect anume pe care îl aveți sau ideea aceasta de sarcină de copil. Nu știu despre ce e vorba, v-am spus, poate fi vorba de un proiect sau ceva ce vreți voi să faceți. Nu e neapărat vorba de zona copiilor, dar pentru unii peștișori posibil în această vară să vă gândiți foarte intens la această idee de a face un copil, de a înfia un copil sau poate zona copiilor este mai solicitantă pentru voi în această vară, dar e într-un sens foarte pozitiv și uitați cât de multe beneficii vă aduc, da? Ori copiii au niște reușite, ori ceva de genul acesta. Mai departe, casa 12-a, cavalerul de spade. Uf, da. Casa 12-a se ocupă cu inamici, obstacole, secrete, lucruri necunoscute, karma și urmări ale unor lucruri din trecut. Acum nu știu cum să vă spun, dragii mei peștișori, dar e posibil să se întâmple tot felul de evenimente total neașteptate din această zonă, destul de zdruncinătoare, aș spune eu. Posibil chiar să aflați așa peste noapte de anumite persoane că nu vă vor binele. Mă rog, ideea este că tot ce v-ar putea ține pe voi în loc este foarte rapid, rigid și poate chiar anumite ieșiri pe care le-ați putea avea din acestea mai rapide, niște replici mai dure, mai pur și simplu să porniți așa la atac. Deci e nevoie să vă cumpătați din acest punct de vedere. Deci cam acesta este punctul vostru slab în această vară și dacă reușiți să echilibrați aici lucrurile, să fiți, să nu vă aruncați cu capul înainte, da? Cumva să încercați să nu trimiteți așa săgeți și săbi așa în perete direct când v-a supărat cineva.
posibil să vă și treziți cu astfel de reacții din partea celorlalți în egală măsură, deci nu neapărat și voi, dar e o predispoziție aici, nu spun acum că neapărat faceți, e predispoziție în jurul vostru de evenimente total neașteptate, rapide. Nu știu acum dacă sunt neapărat negative, dar fiind pe casa 12-a, discutăm despre lucruri totuși ascunse, de secrete și de inamici obstacole. Iarăși aici m-aș mai gândi că poate ați făcut ceva în trecut. Și e posibil ca în această vară să vină așa, bum, pe nepusă masă cineva. Ori să se întoarcă cineva din trecut. Ori să primiți niște vești care au legătură cu ceva ce ați făcut voi acum ceva timp. Dar per total să știți că e o etalare bună, aveți 1, 2, 3, 4 arcane majore și 5 cu Marea Preoteasă și sunt arcane majore foarte puternice, foarte benefice, care vă ghidează și vă ajută să vă schimbați această idee despre iubire, despre apreciere de sine. Mergem mai departe cu oracolul arhanghelilor, vreau și un mesaj pentru dragii mei peștișori pentru vara 2021. Și avem așa pacea sufletească divină de plină, exact ce vorbeam, da? De această pace profundă, vorbeam despre această idee de a ajunge la un alt nivel din punct de vedere spiritual, din punct de vedere emoțional. Este arhanghelul Camuiel și spune așa, ocrotesc și amplific starea de pace dintre oameni și pacea inimii tale. Ce frumos! Îndepărtez toate forțele rele care se opun bucuriei, armoniei și stării tale de împlinire. Deci aveți susținere din acest punct de vedere și asta este foarte, foarte bine. Sunteți extraordinar de bine aspectați, v-am spus, zona copiilor, zona spiritualității, zona vizibilității publice, zona prietenilor, zona viselor. Deci visele încep ușor, ușor să devină realitate în această vară, dragii mei peștișori, dar vin la pachet cu schimbări în viața voastră și vin la pachet cu niște lecții pe care e nevoie să le învățați. Ca și număr important aveți numărul 6 pentru această vară. Dragii mei peștișori, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă pup, vă îmbrățișez și să ne revedem cu bine și la filmările zilnice pe Zodii sau la filmările care mai apar pe acest canal de YouTube. Vă pup și vă doresc o vară cu multă, multă iubire!